Păpușa Hagiwagi nu are nimic de natură să o facă atractivă, dar pentru că este personaj într-un joc la modă, a beneficiat de foarte multă reclamă. În mod evident, copiii au văzut clipurile publicitare și au început să o ceară părinților. Numai că, dincolo de aspectul sinistru, Hagiwagi vine și cu un cântecel pe care cei mici îl fredonează, fără să știe prea bine despre ce este vorba, dar care vorbește despre moarte. Hagiwagi, jucăria înspăimântătoare, face furor printre copii. Plușurile cu dinți ascuțiți și aspect înfricoșător par să fie adorate de cei mici, deși au creat controverse în întreaga lume. Acest personaj face parte dintr-un joc video horror, care este interzis copiilor sub 13 ani. Cu toate astea, Hagiwagi a ajuns și în atenția copiilor de grădiniță și școală primară. În Marea Britanie, de exemplu, aceste păpuși au fost interzise în școli. Un copil de 3 ani de acolo a vrut să se arunce pe geam, pentru că așa face Hagiwagi și totuși trăiește. Hagiwagi, păpușa cu un râs isteric din jocurile pentru copii de peste 12 ani, care te invită să te strângă la piept, apare inclusiv în jocuri video, nu doar pe toate tarabele și în magazinele de profil. În spatele drăgălășeniei de la distanță este un pericol uriaș, cu efecte pe termen scurt pentru copii, de la coșmaruri la lipsa poftei de mâncare, refuz de a merge la școală, anxietate, dar și efecte pe termen lung, ce pot duce la dependențe.